Salutare, oameni buni. Păi, da, ce ninge o fac. Ce credeți, doar ce am ajuns la garaj? Cam am venit de urgență la garaj, că am avut o problemă cu vagonul. Ori vagonul, ori link-ul are problemă cu partea electrică. Și trebuie să verificăm. Hai, mă, lasă jos. Okidoki. Se lasă jos singur el. Asta din care e problema acum. Că de-aia și am decuplat vagonul din spate, să băgăm lumile. Să vedem dacă ăsta se aprinde. Dar nu merge ăla acolo? Băi, ciudat, nu? S-a doar mășelie, ia să vedem. A, merg, mă? Pe asta merg lumina. Da, ce bine atunci. Trebuie să verificăm și vagonul. S-a decuplat? Da, a ieșit cu el. Motor n-am băgat. Ok, ok, să tragem și furna să nu cu vasul la vale. Băi, să punem asta înapoi, că l-am inversat crezând că de aici este problema, dar de fapt n-a fost aici. Am inversat degeaba, mai bă. Am pus, le bine. Arde să cuplăm și vagonul. Uite așa am ajuns noi de urgență la garaj. Trebuie să facem reload. Bine, fac băieții pe depozit. Nu avem noi treabă. Dar trebuie să informăm băieții unde e problema. A rămas că verific eu și le spun problema la băieți. Ok, ok. Hai să ridicăm și pe asta. Care a fost vagonul? 2511 ăla a fost. L-am lăsat mai devreme aici. Și ar trebui verificat acum. Am atat și nu? A, la fix aveam loc să ieșim. Băi, tare curioasă problema asta. De unde n-ai, băi, și s-a întâmplat? Că ceva are scurt. Ori vagonul. Bine, link-ul s-a văzut clar că nu are scurt. Prin eliminare, problema ar trebui să fie de la vagon. Ia să vedem. Că dacă ai link-ul... A, apă, pune? Hai, de unul s-a primul lumine. Dacă e link-ul cuplat, nu-ți dai seama de unde e problema. Uite, mă, de aici merg. Pe partea asta merg. S-a oprit zăpada, ține cu mine. Să așezi. Cred mai dăm aici un pic o manivelă. Okidoki. Om, dacă mergeți în curtea, frate. A, păi tu ai problemă, mă, la tine e problemă, mă, tată. Uitați voi să pomeniți. Are scurt, din cauza asta se și aprinde așa. Aici am trasunat, mă.
Deci, problema rezolvată. Problema era, de fapt, la vagon. A, să lăsăm actele la link cu colegul. E bine că s-a rezolvat, că știind o problemă, că na, nu ai voie să mergi așa pe drum. Și din cauza asta am încărcat și am venit de urgență la garaj, că am încărcat aici aproape. Mergem, pare. Cam și asta. Asta o să mă acte la băiat. Ok. Și ar mai fi una. Păi, aici nu carne, băi. A, uite asta aici. Lași cascan, ok. Luăm un chiloțel, punem actele în chiloțel la băiețel. Hai să lăsăm actele. Hai că vreau să vă arăt ceva. De-aia și-am luat lanternă. Unde ne-ai băi cutia? Partea alaltă. Dau selicul de la Mazda, 6973. Băgăm actele aici. Întrebat cineva dacă avem cauciucuri de iarnă. Uite, cred că se văd destul de bine. Am și-o piatră aici. Astea-s cauciucurile. Eu zic că-s destul de bune, chiar foarte bune. Pe față și pe spate. Cred că se văd destul de bine. Exact cum v-am spus, avem cauciucuri de iarnă. Foarte multe firme nu au așa ceva pe camioane. Pentru că na, sunt speciale pentru Norvegia. A, la Goodyear, mă. Ăla e. Dacă tot m-ați întrebat, am zis să le arăt până la urmă. Că na, nu e nimica de ascuns. Păi, da, să vedem unde ne parcăm acum. Mamă, e 10.49 de ori. Stradă. Păi, da, nici, mă. Adrian, am trecut pe stradă, să te neva. S-a și pus zăpadă.
Iupii! Ce derapează! Mai ne și jucăm, băi, frate, la cine o să facem. Băi, placa am luat-o, actele am lăsat. Totul este ok. Mamă, ce e aici, Daniel. Să vedem unde ne bagăm, acum ne parcăm. Bă, nu vrem așa, mă, ăsta. Pe altă soluție, n-așa, mă. Ce, domnule, ar trebui, mă, așa, mă, aici? Ăla mai are pe spate, n-are pe spate, cum se iasă. Bag și unul ăsta. Oameni buni, cred că vă las. Că îmi parchez și o acușică. A, uite, mă, bag aici, mă, așa, mă. Aaaa, la meserie. Zici că m-a așteptat locul ăsta. Să calmem un pic în jos. Gata, am terminat munca. Pauza de weekend. Oameni buni, ce să zic? O seară bună vă doresc și să ne auzim cu bine. Vă salut pe toți!